Tras și povestitoarea. Era o zi importantă pe insula Sotor. Noua bibliotecă urma să fie deschisă. Toți erau emoționați. Va fi o ceremonie cu fanfară, covor roșu și multe, multe cutii cu cărți. Copiii și adulții de acum vor citi cărți și vor asculta povești. O povestitoare faimoasă va spune copiilor o poveste specială. Toate locomotivele voiau să o ducă pe povestitoare, dar controlorul cel gras l-a ales pe Thomas. Thomas era încântat. Va trebui să arăți povestitoarei locurile deosebite de pe insula Sodor. Astfel va inventa o poveste specială. Trebuie să ajungă la deschidere la timp. Da, domnule, fluieră Thomas nerăbdător, cunosc cele mai frumoase locuri. Thomas s-a dus pe platforma Brandon. Voia să-și facă bine datoria. Thomas a ajuns pe platformă. S-a uitat în jur după cineva faimos. Dar nu a văzut decât o doamnă cu un carnețel și cu o cutie cu prăjiturele. Dumneata ești faimoasa povestitoare, a întrebat Thomas. Îmi place să cred asta, a spus doamna. Tu trebuie să fii locomotiva Thomas. Vrei să-mi arăți împrejurimile insulei Sodor? Desigur, fluieră Thomas fericit. Faimoasa povestitoare a urcat în locomotivă, iar Thomas a pornit la drum. Golful piraților nu e departe de aici. Am să vă duc acolo întâi, i-a spus Thomas. Golful piraților era plin de peșteri și de tuneluri secrete. Legenda spunea că pirații își îngropau comorile acolo. Ați putea face o poveste bună despre comoara piraților, i-a spus Thomas fericit. Dar pe drum Thomas l-a întâlnit pe James. James avea probleme. Biela mea de cuplare s-a rupt și sunt o legătură importantă. Pasagerii mei trebuie să ajungă în stația Maidwaite la timp. Regret, i-a spus Thomas povestitoarei. Nu vă pot duce la golful piraților. Trebuie să-mi ajut prietenul. Thomas l-a remorcat pe James împreună cu vagoanele sale și au pornit la drum. Mulțumesc, Thomas, a strigat James. Thomas a ajuns în stație exact la timp. Vechiul castel e dincolo de deal, i-a spus Thomas povestitoarei. Am să vă duc acolo. Thomas a înaintat cât de repede a putut. Vechiul castel avea niște turnuri înalte și o poartă uriașă. Regii și reginele din Sodor cândva locuiau acolo. Ați putea face o poveste bună despre regi și regine, a spus Thomas bucuros. Dar pe drum